Cât timp șeful la bani doarme în camera cealaltă? Noi să închidem puțin ușa la șeful la bani? Nu, că șeful la bani doarme mai bine când e gălăgii. Ok, bine. Îl avem aici pe domnul Ovidiu. Nu, mă uitați să vă cumpăr. Sexy mamasita. Ah, super. Și vom face acel Q&A, pentru că n-am mai făcut un Q&A cu domnul aici de față de ceva vreme, iar Q&A-ul acesta se va baza în principiu pe el, adică pe jobul lui. Dar cum am ajuns eu așa interesant? Păi nu știu, poate oamenii vor să mai diversifice, știi? Că n-am mai făcut nici despre medicină de multă vreme pe aici. Urmează câteva. Dar e bine să știi oamenii și de politehnică și de inginerie și de programare și etc. Și o să mai fie și câteva întrebări legate de relații și copii, cel mai probabil. Aici poți să răspunzi. Nu mă bag. Nu te bagi. Nu mă bag. Nu te bagi. Facem că ești cu pisica sau? Ba, ești pisica pe aici. Așa, ce vă de zis? Ok, cu ce începem? Cu, păi, cu ce indecentele tu? Sau cu... Indecente? Nu sunt indecente, că oamenii sunt drăguți, totuși. Hai sau cu indecente. Cu... Bine. Hai să vedem. Întrebarea cu numărul 1. Cum vi s-a schimbat viața după apariția bebelușului? Mult mai puțin somn. Da. Frustrare pentru că nu dormim suficient. Da. Adică... Nu, totul e ok. La modul, bă, știi că trebuie să mănânci, știi că trebuie să-l schimbi, știi da. Că bla bla bla, bă, dacă nu urlă uneori și fără motiv și ești, e în salt. Frate, câte salturi ai în copil? Salt, puseu? Nu, cred că e doar el mofturos în anumite sau momente ale vieții. Cum s-a schimbat? Suntem mai obosiți? Uh-huh. Suntem mult mai obosiți. Mai ușor de călcat pe nervi? Uh-huh. Puțin mai greu să te concentrezi la muncă când îți urlă copilul. Da. Dar e frumoasă viața copilului, e binecuvântare, bineînțeles. Nu, e foarte mișto când taci din gură. Nu, e foarte drăguț când la modul așa. Urlă. Da. Dacă dar, urlă de fericire, e foarte drăguț. Per total, când tot ce știai înainte de copil, nu mai poți să-l faci. Că... Nu ți se dă peste cap, oricât am fi vrut noi da. Să fim gen, bă, copilul va face parte din viața noastră. Da. Cam în jurul lui o facem. Da, ne cam organizăm viața în jurul copilului și ar fi fost poate ușor dacă ar fi stat, spre exemplu, în mașină, fără da. Să urle. Să... Adică ne e din ce în ce mai greu să mergem și până la cumpărături, ce da, 20 de minute cu mașina, ce să mai vorbim de un drum până la Galați sau chiar în afara țării. Dar, pe total, este interesant. Este bine. E bine. Hai, e bine. Nu exagerăm. E bine. Nu exagerăm, e bine. E drăguț, îl iubim, îl adorăm. A, normal. Scopul vieții noastre, bineînțeles. Întrebarea cu numărul 2. Mai doriți copii? Da. De la 3 în sus. Eu vreau 2. Adică încă 2 pe lângă Sebi. Nu, ba, mai vrem, nu mă înțelege greșit. Mai vrem un copil și nu poate... Nu fac nici echipă de fotbal. Da. Poate și al poate treilea. Și al treilea. Poate. Ne mai așteptăm puțin ca să ne recuperăm niște ore de somn. Da, adică următorul... Dacă vine și următorul... Peste vreo 5 ani așa, să-l lăsăm un pic, să mai termin și o rezidențiat chestii de-astea. Așa, cum crezi că o să fii, asta e pentru tine, cum crezi că o să fii ca tată peste câțiva ani? Cool. Cool. Awesome. Awesome. O să fii mișto. O să-i mai muțărească mult cu copilul. A, da, da, da. Nu, deja mă strâng foarte mult, deja am început să cânt foarte mult ca să-l adorm. Nu știu să cânt. Disclaimer. Da. Chiar n-am nicio treabă cu cântatul, cânt atât de fals, nu știu versurile și fredonez tot felul de dubioșenie, el dar zâmbești. El adorme și zâmbește. Da. Când 90% din cazuri. Cam eu cred că tu o să fii genul de tati care o să se dea în leagă cu copilul. Nu, eu o să fac ce face și copilul. Gen, mă joc cu mici cu Lego și mă ne dăm și în leagă. Deci mi-a zis de la început, de când o să, a, da, de o când să Lego, de când am aflat că e băiat, mi-a zis, abia aștept să-i cumpăr Lego, să mă joc cu el. Eu abia aștept până când o să crească la modul 15-16 ani și o să putem să jucăm împreună pe consolă sau calculator. Gen. Dar ce așa târziu, drag? Să fie cu echipierul meu. Să ajung acolo pe unul, să nu mai mor singur de fiecare dată. O altă întrebare. Recomanzi datingul online? Eu, personal? Depinde. Da, merită să încerci, dar... Recomand datingul online, dar... Dă-i credențialele omului cu care te întâlnești și unui prieten, spune. Adică că în momentul în care te întâlnești cu cineva de pe sfera de online, eu zic că este bine să știe... Mai mult ca femeie, ca băiat. Da, ca băiat doar la banană, adică... Fugi. Dacă vine un alt mascul feroce la tine și tu ți-ai dat întâlnire cu femeie, fugi. Da. Îl vezi pe ăla, vezi pe tine, dă-i. Da. Așa. Recomandăm dating-ul online, dar da, cu, cu prudență. Limite. Cu prudență, și...
foarte bine. Nu te întâlnești în gen zone foarte întunecate, foarte târziu, nu accept să mergi direct la persoana aia fix la prima întâlnire, decât da. Depinde ce cauți. Depinde ce cauți, dar dacă vrei relații și chestii de astea mai serioase, se pot găsi. Eu arde mai pe seriozitate așa, dar depinde fiecare ce nebunie are în cap. Ce înseamnă pentru noi o relație reușită? A noastră. Simplu, scurt și la obiect. Înseamnă o relație bazată pe înțelegere, să știi când să cedezi, să nu pui orgoliu acolo sus, să nu faci drame. Încă. Tu nu știi nici când să cedezi, nici când să te oprești din a face drame. Nu știu, deci... Persoanele... Nu foarte multe certuri. Păi da, asta este faza, să știi când să cedezi. Uite, eu sunt o persoană care am o toleranță foarte scăzută la drame. Dacă îl văd pe el când începe să fie gen, oh, nu mă mai iubești? Ipotetică n-am făcut chestia asta. Ipotetic, n-am făcut asta, dar... Nu, vremea... exagerez cu alte chestii. Da, exagerează cu niște detalii din astea foarte stupide. Și... Dar da, relații reușite înseamnă să vă înțelegeți unul pe celălalt, să vă acceptați unul pe celălalt și să vă și schimbați unul pe celălalt. Adică știu că este treaba aia, că vai, că nu este persoana potrivită pentru tine dacă te pune să te schimbi. Dar nu este chiar așa. Adică sunt anumite lucruri pe care trebuie să le schimbi la tine când intri într-o relație, știi? Nu există că eu sunt așa și mă iei și în felul așa, acesta și rămân așa. Următorul și... rest din viața mea și chestii. Da, nu, dar nu poți să te îmbunătățești, adică gen, da. Nu știu, poți să începi citești mai multe cărți, sau și un exemplu idiot, sau să ai alte hobby-uri, gen uite, vreau să fac mai mult sport, sau adică tot te schimbi, tot uite, evoluezi. Dacă persoanei de lângă tine îi place părul scurt, poți... părul, pardon, mai lung, poți să-ți lași părul să crească. Da. M-ai făcut tu, știi? Eu aveam tendința să mă tund foarte scurt de fiecare dată. Probabil voi nu mă știți dinainte, nici nu vreau să mă știți. Așa că eram foarte ou când mă tundeam și am întrebat, hai mă, lasă și tu părul ăsta mai lung, am niște creț. Poze că pare a fi creț. Gen, da, hai că las. Și este bine. Deci da, relații reușite. Acum fi în vară, mai fac sumo, da. Deci revenim la relație reușită, da. Să vă înțelegeți unul pe celălalt, să vă iubiți, acceptați, să nu vă înșelați. Adică dacă vrei să înșeli, papa, relații, ne despărțim frumos, te duci, vizitezi. Vizitezi, case străine. Case străine, dar nu înșela, adică nu mai merge. Asta e pet peeve-ul lui, practic. Adică? Nu știi ce la un pet peeve? Nu. Niște chestii care te irită pe tine. A, da, 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 da. Nu, eu fiind așa, nu știu, am o treabă cu fidelitatea și cu înșelătoși. Da, știi, cunosc. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Să vedem ce mai avem pe aici. Ia vezi ce mai avem pe aici. Să nu ratăm întrebări. O, Doamne. Ce ai simțit când m-ai cunoscut? Și cât te-ai chinuit să mă cucerești? Eu pe tine? Da. Păi, nu știu, am venit cam cu durere la banan la întâlnire, pentru că... Am văzut. Eram îmbrăcat ca după... Boschetar. După un război. Un boschetar. Da, nu aveam un stil vestimentar. Nu exista așa ceva la mine. Cel mai cool mi se părea să am două lanțuri pe stânga și pe dreapta. Dar revenind la întrebare, ce am simțit? După ce am început să te cunosc? Cât m-am chemit să te cuceresc? Păi, pot să zic că a trebuit să mă schimb. Pentru că nu eram pe placul tău, adică tu ai văzut potențial la mine și ai zis, bă, îi dau o șansă pentru că, na, uite, are niște chestii bune și niște chestii rele. Și a trebuit să încep să scap de obiceiuri de genul, nu știu, să vorbesc cu comete, rachete și să fac glume să foarte dubioase. Mă mai muțăream foarte mult și făceam lumea să râdă de mine, nu cu mine, cum ar fi și normal. Aia mi se părea standard de, bă, îl fac pom să râdă, indiferent ce ar fi, frate, mă. Te pui în cap. Mă pun în cap. Și a trebuit să, na, să fiu să devină un pic mai serios. Mai serios, mai responsabil, să mă îmbrac mai bine, de parcă n-am fost adus de ape. De preferat. Deci ca să o cuceresc pe Andreea la modul să o cuceresc pe Andreea, a trebuit să fac niște eforturi, adică... Da, dar, adică să nu credeți acum că i-am băgat chestiile astea pe gât, nu, fiindcă nu. El nu știa altceva în afară de stilul acela vestimentar, să zicem, sau... Self-learning-ul la capitolul stil vestimentar nu prea. Nici n-a vrut să învețe până să mă cunoască pe mine și după aceea, după ce m-a cunoscut... Nu, dar nu... A observat că îi plac lucrurile astea, poate, de fapt, și de drept. Da. Deci da. Așa, dacă vă întrebați cât s-a chinuit să mă cucerească, gândiți-vă că eu i-am... Deci...
l-am băgat pe ignore, l-am băgat pe invisible pe Messenger și el continua, deci mi-a dat cred că 3 sau 4 mesaje în zile diferite și am zis, hai băi, să răspund și eu la un moment. Deci s-a chinuit puțin să-mi atrag atenția. Cucerit. Da. Așa, ok. Astea ar fi momentan, am bănu mai una. Cine spală vasile? Acum de când avem mașină de spălat, mașina de spălat le spală. Dar înainte eu eram asignat la acest task și uneori n-aveam chef și mai spăla. Uneori după o săptămână în care vasile erau acolo. Da, nu pot să zic că îmi place foarte mult să spun. Înainte să-și facă el singure picioare și să fugă din casă. Începeau să țipe după o săptămână, da. Că bă, mai faci și noi o baie. Așa, și acum vin întrebările la mișto legate de joburi și de programare. Ia, și hai de... să vedem. Așa. Home office sau office? Cred că la asta înseamnă. Home office, work from home all day, every day. Așa. Pentru că am lucrat și într-un birou și credeți-mă, în IT nu se justifică să mergi la birou. Da, ok, înțeleg persoanele care vor să fie sociabile și să vorbească față în față cu oameni, it's ok, dar atâta timp cât ai o alegere, gen, uite, vrei să muncești de acasă, poți să muncești de acasă, fac, nu trebuie să dai raport de genul, poți șeful să lucrezi de acasă sau muncești doar o zi sau whatever, da. Ai o alegere, bă, uite, vreau să mă duc la birou, vine și colegul care mă înțeleg, vine și colegul care mă înțeleg, hai să mă duc la birou. Iar... din punctul meu de vedere nu se merită timpul pierdut pe transport, adică exact. Ajunsesem să mă trezesc la 5:30 dimineața ca să plec la 6 și ceva, să nu prind vârful de la 7:30-8. Că făceam, în loc să fac 20 de minute până în băneasa, făceam o oră și... și la, oricum la întors prindeam o oră, adică minim o oră. E imposibil. Cel mai rău caz o oră jumătate. După ora 12, două. Centrul Bucureștiului este complet blocat și noi cum stăm în zona Tineretului, vă dați seama că din băneasa până în Tineretului stăteam așa. Da. Și nici noi pe un soi. Eu chiar stăteam așa și l-așteptam. Eu eram în trafic, îmi puneam podcast-uri pe telefon, să mai ascult și eu ceva mai diferit decât tot ceea ce radio sau așa. Da. Nu, home office. Eu prefer home office. Da. E mai greu cu copil, într-adevăr, că dacă începe să-ți urle și cu două căști, așa, muzică la maxim, poate reușesc și eu să mă concentrez, să nu mă pui la aceeași linie de cod de 20 de ori. Dar da, prefer home office. Adică lui nu-i lipsește ceea ce se plâng foarte mulți oameni că nu mai socializează. Lui nu-i lipsește partea asta de socializare. Da, nu, eu vreau să-mi fac treaba. Eu 8 ore îmi fac treaba și după aia socializez cu toată lumea. Da. Dar la muncă... De preponderent socializez cu persoanele care îți plac și pe care le cunoști. Exact, da. Adică da. Bă, am și colegi cu care m-am înțeles foarte bine și cu care socializam și când mergeam la birou. Nu eram ăla care stăteam mult acolo. Care a rămas prieten și după ce și-a schimbat locurile de muncă. Da. Toate locurile de muncă. Așa, te-ai adaptat ușor la home office? Da. Rapid. Da, m-am adaptat ușor. Era viața. Chiar n-am simțit nicio diferență, deci pe bune, nu. Da, a fost când, viață. Când m-am dus la birou înapoi anul trecut, în iunie, foamă, o săptămână, două, eram gen, vai de capul meu, trebuie să pierd iar timpul pe drum. Da, obligat. Asta este faza, că observ cât de mult timp pierdeai efectiv pe drum. Și pregătire. Cât te trezeai mai devreme, trebuia să te pregătești. Deci pregăteam undeva la 3 ore cu totul. Da, și 3 ore pe care poți să le investești în a face ceva constructiv sau ceva pentru tine, pentru plăcerea ta. Mai ales acum de când a apărut copilul, te ajut și eu pe tine mai mult. Adică da, e foarte bine pentru mine. Sunt perfect, și acasă, uite, mai stau eu cu copilul 20 de minute, mai îl schimb, mai bla, adică, da. Așa. Te-ai adaptat? Nu. Te-ai întoarce ușor? Te-ai întoarce la birou? Nu. Niciodată. Nu, ok. Nu niciodată, dar sunt la modul, băi, vreau să am alegeri. În vizită. Nu, serios, în vizită. Da. Uite, dacă, nu știu, cineva zice, hai să ne vedem și noi o dată pe lună la birou să mai facem o ședință, mai vrem ceva, ok, bine, nu sunt. E normal. Adept. Ca să înțelegeți voi, în acest moment, Ovidiu are un job full remote. Da. Adică semnat prin contract că lucrează numai de acasă, nu lucrează de la birou. Da, nu, va fi alegerea mea dacă mă voi întoarce la birou, practic, nu voi fi obligat. Exact. Așa a început faza de interviu, accepti full remote, da? Da, normal. Păi nu, dar faci și economii, la bani de prânz, la bani de benzină, adică chestii. Și se pun așa capul la cap, se duc către casă.
Așa. Ce limbaj de programare folosești? La bază JavaScript, dar folosesc un framework numit Vue, un framework al framework-ului Vue numit Next. Asta n-am mai auzit el. Next, da, Next e, bravo, psică. E practic un framework de Vue. Așa. Care... Ce mai folosești în afară de JavaScript? Moment, ca limbaj gen, nu folosesc C++ sau C# sau așa, mai folosesc... Știu la tine. Folosesc și GraphQL, dar tot scris cu JavaScript. Ce mai folosesc? Cam asta e. Bine, HTML și CSS nu pot zici că sunt niște limbaje de programare, dar ok, folosesc. Știu HTML, CSS, JS, lucrez cu Vue. Începuse și parcă pe Node acum. Da, am învățat puțin Node, da, adică făcusem și puțin Node la fostul loc de muncă. Puțin, nu foarte mult, dar da. Adică voia să oricum, Node e JavaScript. Da, voia să facă tranziția și pe partea de backend, adică să fie full stack. Da, la un moment dat o să vreau să fiu full stack. Da. Mai are acum de învățat. Dar acum e ok, sunt pe front. Mm-hmm. Cine știe, știu. Ce programezi la noul job? Fac un software care se ocupă de monitorizarea liniilor de producție și alte chestii de genul, gen ce piese există pe o linie de producție, ce componente, cu widget-uri, cu mult, mă rog, prea în detaliu, nu știu, o interfață care va fi folosită de angajați ca să monitorizeze piese dintr-o fabrică, să zicem. Gen, ce se întâmplă pe linia asta, unde e componenta asta, el a spălat, el a nu știu unde, e dezasamblată și lucrez cu tehnologiile pe care le-am zis adineauri. Așa, acum revenim. Fac interfața grafică, nu scriu backend, doar interfața grafică, ce vede utilizatorul. Acum revenind la partea de facultate, da? Uh-huh. Ce facultate ai făcut? Cu Politehnica, așa. Fields, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, pe germană. Ok. Și cât de pretențioși au fost profesorii la licență? La licență nu mi se pare că au fost pretențioși, chiar erau foarte plictisiți. Pentru că... pentru că e licență. Nu, ai 7-8 minute în care trebuie să turui ce ai făcut tu pe acolo. În timp ce ei stau să uită pe telefoane. Să uită pe telefoane și la sfârșit te întreabă și despre ce e proiectul tău până la urmă. Da, pe mine nu m-a întrebat nici măcar asta la medicină. La medicină? Nu, pe mine m-a întrebat. Deci, și ce am făcut eu la proiectul ăsta până la urmă? Mi-am băgat în ceață. Ți-am zis, ok, vezi chestia asta? Da, uite, eu am programat asta să fac asta. A, ok. Vrei să mai spun mai multe? A, nu, e ok, e suficient. Deci nu sunt pretențioși la nicio facultate, nu cred că sunt pretențioși la licență. Deci dacă faci o prezentare, nu, sunt niște secrete, nu fă prezentare cu wall of text, adică astea sunt some tricks, fă o prezentare frumoasă cu imagini, câteva cuvinte, să știi să turui cât de cât, nu trebuie nici să fim pe acolo, de tac, mm-hmm. Să știi despre ce ai făcut proiectul, adică să fie pe bune. Și dacă au întrebări oamenii, să le răspunzi concret. Da. Și o să-ți dea o notă bună, adică 8-9 sigur. Nu e greu. Chiar nu mi s-a părut dificil. A fost mai mult hype-ul ăla dinainte. Aoleu, licență, aoleu, prezentare. Nu te pasă. Nu vă bateți cap cu licențele. Nu le citești nimeni în primul rând. Niciodată vreodată. Se uită, o să le frunzărească și o să le bagi într-un soft ca să vadă dacă ai plagiat sau nu. Frate, eu sunt. Deci eu sunt convinsă, până și în ziua de azi, că dacă eu aș fi scris... Cuvânt cu cuvânt. Nu! Dacă eu aș fi scris în mijlocul licenței o pagină cu calul intră în pădure, tăgădâm, cred că nici până în ziua de astăzi nu-mi zicea cineva, dar ce e această pagină și ce caută aici în licență? E foarte posibil. Eu sunt destul de sigură de acest lucru. Și nu contează neapărat profesorul coordonator la modul să fii sigur că te ajută și... Pe mine nu prea m-a ajutat, adică... Nu. Adică, da, a fost chill, anumite limite. M-a ajutat cu anumite chestii și that's it. Uh-huh. Așa, care a fost prima firmă cu care ai lucrat? Pe partea de nu de inginerie. De developing, de gen IT. Anul trecut, în februarie, am început la 4 PSA. Am avut interviuri în perioada Crăciunului și anul nou. Am intrat pe poziție de junior. Da. E bine, noi l-am văzut ca junior, dar eram junior chiar. Adică el, învățând, fiind autodidact. Am fost autodidact și am învățat cam vreo 3 luni JavaScript.
HTML, CSS, JavaScript. Bineînțeles că am învățat foarte multe lucruri noi la job, adică chiar mi-am dezvoltat multe abilități. Uh-huh. Eu mai cochetasem și cu Java. Da. On and off, adică mai învățam niște Java, mă mai plictiseam și nu mai învățam și tot așa. După iar mă apucam și până la urmă am zis, păi, mie îmi plac interfețele grafice. Uh-huh. Cred că mi-am dat seama făcând o aplicație în Java, lucrând cu o tehnologie de asta de interfață cu Java și am zis că, bă, mie îmi plac interfețele grafice mai mult decât backend. Java se folosește mai mult pe backend. Pe frontend, dacă vrei să faci mobile development, faci și pe Android, folosești Java și Kotlin. Deci observați moldoveanul din el, da? Ce? Moldovean. Am pornit de la întrebarea la ce fel mai lucra prima oară și acum. Da, păi, nu, da, am multe detalii. La 4 PSA. Pentru că urmează acum și alte întrebări. O, deci a urmat a lucra la 4 PSA. Da. Întrebarea autorului. O recomand. Dacă ai nevoie de studii în spate ca să faci, nu, să ajungi IT-ist. Nu, n-ai nevoie. Într-adevăr, din ce simt eu, te ajută. Simți că te ajută facultatea. Să zicem, dacă aș fi făcut automatică, poate m-ar fi ajutat. Adică aș fi avut altă bază de cunoștințe. Dar, sincer să fiu, n-ai nevoie. Deci, bottom line, chiar n-ai nevoie. Eu am făcut o facultate diferită. Da, zici că inginerie și mai înveți ceva de calculatoare, nu înveți. La Infields nu înveți. E chiar pe lângă, adică... Da. N-ai nevoie. Deci, da. Aveam, a fost la firmă, un coleg care fusese preot. Deci oricine poate... Făcuse ceva de preoție, nu știu exact 100% dacă a fost sau nu s-a apucat să fie preot sau nu, dar a ajuns programator pe front. Așa. Păi și, dacă n-ai făcut facultate, întrebarea următoare. Ce cursuri recomanzi pentru a te apuca de IT? Google, YouTube și uitați-vă pe Udemy. Serios, n-am făcut niciun curs din asta plătit... Mai sunt, da, soft something. Să apar reclame pe stradă. Da, apar reclame pe stradă. Sunt firmulițe care oferă cursuri. Nu zic nu. Mm-hmm. N-am încercat, nu pot să zic, băi, nu încerca să nu vă duceți. Eu am început cu astea, cu cursuri pe Udemy sau pe YouTube. Da. Contrar aparențelor, pe YouTube sunt niște oameni foarte ok. În engleză, au început să apară și în română din ce în ce mai multe. Să facă și el așa ceva? Nu, n-am treabă cu cursul, nu mă băga. Dar pe bani faci? Nu fac nici pe bani, nu. Sunt oameni mult mai experimentați ca mine, care știu să vorbească, să se explice mult mai bine ca mine. Era o afacere. Avem alte idei. Aș fi fost peștele tău. Trebuie să aș totul să fie amuzat. Așa. Google, YouTube, Udemy și mai sunt similare cu Udemy. Cursuri yes. Și Torrent. Da, exact. Dacă găsiți ceva pe Udemy și nu vreți să dați $10 sau whatever, nu recomand neapărat să dați bani pe cursuri. Da. Găsiți pe Torrent sau sunt alte site-uri care oferă. Da, gratis. Gratis. Moca. Da. Dacă știți cum să folosiți torrentele... Așa. Ți se pare util ce ai învățat la poli? Nu. La primul job, nu primul job, al doilea job ca inginer, că primul job... De ce l-a fost? Adică, bine, ok, am fost un an ce am fost, atunci în timpul facultății și după aia am fost tech support după ce am terminat facultatea la Honeywell, după aia am fost inginer. Pe automatizări la Honeywell, acolo zic că mi-am folosit. Mi-au niște cunoștințe din facultate, le-am folosit pentru că se pupau. Dar la ăsta, sau la, mă rog, la ultimele două joburi pe IT, nicio treabă. Absolut nicio treabă. Dar în general, se pare util ce ai învățat în facultate? Da, să zicem, nu știu. Poate mi-am dezvoltat anumite capacități de a învăța mai ușor sau să prezint sau să comunic. Dar noțiunile în sine. Noțiunile în sine nu. Nu. Ok. Da. Deci nu e să pare util ce a făcut în facultate. Da, simplu. Poți câștiga bani mulți din inginerie? Relativ. Dar, nu știu. Acum depinde. Depinde adică... ce prinzi. Aveam un coleg care câștiga chiar foarte bine.
la Honeywell pe inginerie, pe automatizare, avea 8 ani de experiență și, din câte am înțeles, câștiga bine. Poți să câștigi bine, dar pare să fie și mult mai multă muncă fizică, gen trebuie să mergi la comisionări, da, în ce țări o fi, gen să stai prin subsolul dubios sau clădiri dubioase. Asta dacă faceți ce a făcut el, pe partea de HVAC, da, pe sisteme... Pe alt tip de inginerie nu pot să mă pronunț. Da. Deci pe automatizări HVAC, cam asta e. Uh-huh. Poți să câștigi bine, și... pentru România e foarte bine. Da, pentru România un salariu, cred că tu ai plecat când aveai un salariu de... 5.000. Na. Am început cu 5.000? Nu, ai plecat. Când ai plecat de pe inginerie? Când am plecat de pe inginerie, pot să zic pe cameră? Nu e un secret. 6.700. Da. Asta, asta cu... Și am ajuns să am 2 ani de experiență. 2 ani de experiență pe inginerie. Inginerie. Atenție. Strict pe inginerie. Când total aveam 4 ani. Uh-huh. Cât erau? 4 ani și ceva. Dar bineînțeles că cea mai bună metodă de a face bani în... pe partea asta cu inginerie și cu multicorporații și multinaționale, uh-huh, este firmele să mari, schimbi jobul. Da, în schimbi niciun jobul. Caz să rămâi pe același job. Deci doar când schimbi jobul poți să ceri. Păi și colegul ăsta meu a venit de la o firmă mare, uh-huh, și a venit la altă firmă mare, la Honeywell, da, și deci... i-a sărit salariul. Ca așa, dacă vreți să faceți, rămâneți în aceeași multinațională, vă mărești cu 2%, 1%, dacă se anulează și mai măriile, da, dacă ai noroc, adică... prinzi un 5-10% de la an la an, dar nu... Nu ai avut atâta 10%. Nu, teoretic poți să prinzi, da, depinde foarte mult. Mai este meseria de inginer una respectată și profitabilă? Da, ca și punctul anterior. Poți este respectată. Bine. Este respectată. Nu scrii în fața numelui tău. Da, inginer. Ovidiu. Nu, e ok, ești văzut bine. Da, când zici inginer, ești văzut bine. Da. Așa. Ce te-a făcut să mergi pe facultatea pe care ai urmat-o? Tata m-a bătut la cap să mă duc pe ceva unde se folosește germană și să fie și inginerie. Și am ajuns la Filt, pentru că era facultatea de inginerie în limbi străine pe germană. Da. Deci, da, da. Parte de limbă. Da, mult parte de limbă. Și poli, nu, apărat poli, decât trebuie să fie poli. Momentul de față, un om își poate găsi de lucru ușor în IT dacă termină ETTI la UPB? Ușor la modul... Dar ce este ETTI în primul rând? Stai că nu știu, n-am căutat. Be right back. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației. Asta... Stai, boss, răspuns, dacă are treabă cu, adică dacă ați făcut ceva gen algoritm, e niște limbaje pe acolo, un C++, C Sharp, puțină Java, o să te vadă altfel, o să fie mai ușor. Oricum, cel mai probabil o să faceți un internship sau ați făcut un internship pentru anul 3, as far as I know, deci o să fie, depinde și el la unde a fost făcut și cum a fost făcut, dar o să intri tot așa pe poziție de junior și sunt firme care angajează. Adică, de principiu, dacă termini o facultate în domeniu, îți este o idee mai ușor. Cum e automatica? Da. Poate, cred că și cum e și asta, nu știu exact, da, ce programă. Dacă se referă programă. La tehnologia informației. Tehnologia informației, înțeleg programare, adică IT, da, adică... Atunci o să-ți fie mai ușor să intri pe ceea ce faci. Dacă da, ești, ușor. În schimb... ajungi inginer sau preot sau ce vrei tu și vrei să schimbi pe IT, oamenii mai IT o să fie ceva genul... Dar ce vrei de la noi? Dar de ce vii la noi, da, exact. Adică este puțin greu să intri în partea e greu asta. Să intri. Ai nevoie să te bagi în seamă. Iar multe firme, am văzut și la Ovidiu, că partea asta mă frustra inclusiv pe mine și eu n-aveam nicio treabă. Și eu n-aveam nicio treabă, dar pe mine mă frustra ideea că el depunea CV-uri. Că gen, dați-mi un test, să vă arăt ce știu din cunoștințe. Și de la marile multinaționale era exclus din start. Le răspundea, ne cu recomandări. Rău, dar, da, cu adică, recomandări. Atenție, am avut și persoane care au fost foarte drăguțe cu mine și m-au recomandat. Da, adică la firme de genul Deloitte. Deloitte. La Deloitte, Luxoft. Adică multinaționale. De astea mari, firmele mari de IT din România. Să vă refuze dacă nu aveți... Da, adică dacă ești inginer și vrei să faci, să schimbi, adu copilul, cât timp explic eu aici.
atunci o să vă refuzi puțin. Adică asta e posibilitatea. Dar în schimb, la firmele mici, oamenii sunt mult mai deschiși la minte, firme mici românești. Și asta a făcut și Ovidiu, că a fost mană cerească că i-au oferit șansa de a-l lua la interviu. Deci asta va fi foarte greu, trebuie să vă împrăștiați așa în multe direcții. Dar o să vă fie mai ușor după aceea. Eu vă zic, fiindcă eu am trăit la sentiment cu el tot ce... Da, pentru că am fost până la urmă împreună. Așa. Tot ce... Tot ce boss. Așa, vorbim cu toți. Așa. Tu ai avut nevoie de admitere la facultate? Da. Am dat matematică și fizică. A fost ușor. De câte am dat, dar am făcut și ceva pregătire înainte. La ambele. Ah, ok. A trebuit să dau. Pentru că bacul nu conta foarte mult și pe admitere a fost bătaia. O conta mai mult. Dar oricum, la noi au fost mai multe locuri decât oameni. La germană, adică lumea nu se înghesuia. Engleză se băteau. Deci la filiz de engleză chiar era bătaie. La germană, da. Nu prea. A, acum stai că mai urmează niște întrebări din astea legate de noi și mine. Ce drăguț. De cât timp suntem împreună? Din 2015, deci 6 ani și... Da, din februarie 2015. Februarie 2015, 6 ani și cât în fi? 6 ani, mult, 4 mult, luni. Fără număr. 6 ani și 4 luni, iubi. Uhu! Party! Cum e viața cu doi băieți în casă? Tu trebuie să răspund la chestia asta, că nu mă privești. Bă, stare. Da. Dar nu, că pe ăsta micul învăț să facă curățenie cu mine. Și da, exact. Și să mă ajute foarte mult și la job. Și stau și beau o bere în timp ce program. Da. Nu, acum mint că am parte de ajutor din partea lui Ovidiu. Dar am parte și de comentarii de genul: mai facem și noi curățenie în casă, referindu-se la mine. Frate, eu dacă lucrez 8 ore, nu mai am timp să fac și curat după ce termin, că stau cu copilul. Cineva a băut lăptic. Cineva trăgea de biberon, care era gol. Da. Asa. Cum ai reacționat când ți-am zis că ești șunt înșărcinată? M-am bucurat. Chiar m-am bucurat. Mă rog, eu eram panicată în acel moment. Că eu venisem după 2 luni în care primisem niște testinele ușor pozitive, care după aia s-au negativat. Parcă ți-a dat plânsul. Da, eu am plâns, dar la modul, nu vreau să mai trec iarăși prin chestii din astea. Da, nu din cauza că eram foarte emoționată. Dar eram gen, frate, ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă? Da. Nu e ușor să faci un copil, când vrei. Deci fix când vrei, nu e ușor. Uh-huh, exact. Dar când nu vrei, tuști, copii, tuști. Câți ani trebuie să faci pentru IT și ce salariu primești în primul an de muncă? Depinde foarte mult. Ca era prima întrebare, câți ani trebuie să faci? Câți ani trebuie să faci? Pentru IT? Uh-huh. Păi dacă știi ceva, gen să programezi, trebuie să faci nicio facultate. Poți după liceu, să ai bacul, adică o să uite la bac. Dar nu trebuie neapărat să ai o facultate. Bine, te ajută să ai o facultate până la urmă. Adică și pe mine pot zic că, nefiind în domeniu, tot ziceau, bă, au făcut pole, adică nu-i chiar așa departe. Chiar. Ca și salariu, există o plajă foarte mare. Dar ca junior, cu cât începi? Ca junior poți să te aștepți... Gen, imediat de pe băncile facultății și tinerel pe deasupra. Și că el avea experiență în alte părți și de asta el a intrat direct pe un salariu mai măricel. Da. Dar el ca... Băi, cred că în București minimum 3.500-4.000. Ceea ce este foarte bine. Cam așa. Nu veni să-mi dat cu parul în cap că, bă, uite, mi-a oferit 2.500. Că e posibil să fie firme care oferă foarte puțin pentru cineva neexperimentat. Da. Dar sunt și firme care dau mai multe șori. Nu știu, un junior abia ieșit 1.000 de euro. Da. Foarte bun. Deci, net mă refer. Deci net. Da. Împrăștiați-vă cu... Da. Duceți-vă la mai multe interviuri. Cât mai multe interviuri, cât mai multe CV-uri băgate și nu vă axați strict pe firmele astea mari, Microsoft, Luxoft, Softsoft, astea mari, multinaționale, Oracle. Puteți să încercați și firme mai mici, eu sunt la o firmă mai mică acum. Am fost la o firmă mai mică. Nu, sunt la tot o firmă mică. Și este tot la sunt o firmă mică. Sunt la o firmă micuță, adică când ai cam până în 50 de angajați. Se lucrează altfel. Lucrează altfel, da. Mai multă treabă. Da. Mai multă treabă, dar înveți. Dar înveți. Cum te-am convins să faci vloguri?
cum mai convine să faci vloguri. Da, a venit natural. Mi-am băgat pe sub pielea lui așa. Eu nu apar atât de mult ca Andrei. Andrei e cea care povestește. Eu apar și-o pe acolo, episodic. Episodic. Bine, asta e întrebare pentru mine. Care a fost cea mai frumoasă perioadă în studenție sau în rezidențiat? Studenție. A, din punct de vedere profesional, rezidențiat. Studenția a fost frumoasă din punct de vedere personal-social. Uh-huh. Rezidențiatul e mișto din punct de vedere profesional pentru că înveți mult mai multe chestii. Adică în studenție înveți chestii teoretice, în rezidențiat practica bate. Deci practica oricum. Și noi la Poli am făcut foarte puțină practică. Asta mereu o invidiez pe Andreea, că la ei e practic, tati. Noi, când anul 3 am ajuns să punem mâna pe niște circuite. Noi ingineri. Mai mulți cu șurubelințele pe acolo. Da, nu știam ce să facem cu ele. Da. Și cam astea au fost toate întrebările. Vă mulțumim foarte mult. Ce dacă drăguț. Mai vreți întrebări pe bază de IT sau Poli sau chestii de genul ăsta, chestii utile, le lăsați aici în comentarii. Sau bebelușeală. Sau bebelușeală, da. Ce faci, mama? Ești bine? Ce-s cu ochii tăi? De ce sunt mai pe verde? Hei! Așa. Lumina. Dacă aveți întrebări de orice soi, le lăsați aici în comentarii și mai facem un Q&A când se strâng suficient. Asta a fost tot, v-am pupat și eu și Ovidiu și Crăciunul nostru de aici. Și ne vedem cu drag și data viitoare. Bye! Pa, pa.